Salutare! Astăzi avem un invitat special, avem o universitate din Germania. Este o universitate de științe aplicate, adică o universitate cu practică în perioada studiilor de licență. Vom afla mai multe detalii de la invitata noastră, Oana Lelcu, care este reprezentanta universității, și norocul pe care îl avem astăzi este că este româncă. Este româncă și lucrează pentru Universitatea SRH din Germania și astăzi o avem aici alături de noi să ne explice mai multe detalii care te-ar ajuta să iei decizia dacă SRH este o opțiune potrivită pentru tine. Bună, Oana! Bună! Oana, îți mulțumim pentru întâlnirea de astăzi. Oana, înțeleg că universitatea pe care tu o reprezinți, SRH, este o universitate de științe aplicate. Multă lume nu știe ce înseamnă ideea asta de conceptul de științe aplicate, pentru că în România noi nu avem un astfel de sistem. Ne poți explica de ce aș veni la SRH să studiez științe aplicate, adică ce înseamnă sistemul de științe aplicate la voi? Bineînțeles. În Germania sunt două tipuri de universități. Universitățile clasice, tradiționale, cum există și în România, care au fost înființate acum multe secole. Prima a fost chiar în Heidelberg, unde avem și noi un campus, și care se axează pe teorie, pe cercetare. Deci universitățile tradiționale, numite universitet în germană, sunt o alegere bună în cazul în care studenții vor să meargă pe partea de cercetare, poate pe a deveni profesor mai încolo, a face un doctorat și așa mai departe. Ei, prin anii 60, întreprinderile din Germania, pentru că deja Germania are o economie foarte puternică și dinamică de foarte multă vreme, au contactat sistemul de învățământ în Germania pentru a dezvolta un alt stil de predare și un alt tip de instituție mult mai practic, care să integreze și proiecte și care, până la urmă, să pregătească absolvenți gata pentru a intra pe piața muncii la un nivel operațional mai ridicat, în care să nu ai nevoie să mai investești încă 6 luni sau un an de training pentru a putea lucra cu ei eficient. Și la sfârșitul anilor 60 și în 1969, primele universități de Applied Science au fost înființate în Germania și de acolo modelul a fost exportat către Austria și Elveția. Deci și aici Germania a fost primii. Și aici Germania a fost primii pentru că e totuși să pune foarte mult accentul pe eficacitate și pe competență, pe skill set, okay, până la urmă. Și noi am dus un pic conceptul ăsta de științe aplicate și mai departe prin dezvoltarea unui sistem de predare unic și exclusiv SRH, bazat pe multă cercetare, pentru că până la urmă ai nevoie să faci cercetare pentru a dezvolta proiecte noi. Îi spune CORE, Competence Oriented Research and Education, care ne permite să avem un stil de predare mult mai dinamic, mult mai activ, mult mai interactiv și bazat pe blocuri de 5 săptămâni și nu pe un semestru întreg în ce privește predarea și formele de examinare. Și atunci e mult mai fun să studiezi la noi decât în sistemul clasic. Poți aici da mai multe detalii, pentru că nu e foarte clar să știi, adică poate nu e clar, dar nu e foarte clar, adică ce înseamnă aceste 5 săptămâni și că adică, e mai important și mai bine. Un curs durează 5 săptămâni. Okay. Deci nu va fi un semestru, iar la sfârșitul semestrului va avea o sesiune de examen, cum e în România, unde toată lumea învață de să rupe în sesiune, okay, și nu doarme noaptea și încearcă să recupereze tot semestrul în care poate a fost la curs, dar nu au aplicat nimic. Ei, aici sistemul e mai interactiv, se predă și se aplică printr-un proiect imediat, în perioada asta de 5 săptămâni, iar sistemul de examinare nu e doar un examen. Poate fi prezentarea proiectului, poate fi, în cazul programelor de muzică, un concert. Și după cele 5 săptămâni se trece la următorul curs, legat poate de subiectul respectiv, dar se trece la următoarea etapă. Și atunci nu acumulezi atât de multă materie și fără să o aplici practic ca într-un sistem tradițional. Aha, ok. Deci învăț 5 săptămâni după care am această aplicabilitate cu proiect sau verificare. Sau verificare, exact. Ok. Asta e bine, asta e bine de știut, în mod special pentru părinți, că părinții ar fi fericiți pentru că știu că e studentul care ajunge acolo, înseamnă că e obligat cumva, știi, să învețe. Da, adică nu exact. E ca la noi în sistemul românesc, că e doar în sesiune.
fără a avea, cum să zic, sentimentul ăsta de obligație în același timp, pentru că e foarte interactiv și foarte practic și atunci e cumva, devine natural să studiezi tot timpul, un fel de continuous learning și să aplici ce ai învățat într-un proiect și să-l prezinți. Devine mult mai natural decât stresul ăsta de examene, de sesiune de examene și așa mai departe. Și ce mai înseamnă applied sciences la voi? Adică asta e odată, mi-ai spus despre structura aceasta pe care voi ați implementat-o și ce mai înseamnă numai applied sciences? E vorba de practică? E vorba de un mod de a face educație mult mai practic, prin proiecte, prin schimburi de experiență cu diverse companii. Profesorii noștri, de fapt, pentru a putea preda la o universitate de științe aplicate, trebuie să aibă între 3 și 5 ani de experiență în domeniul respectiv. Deci, Să fi lucrat? Adică nu ca profesor. Nu ca profesor. În domeniul respectiv. De exemplu, la școala de tehnologie, pe partea de engineering, avem cel puțin 3 profesori care și la ora actuală lucrează la Siemens. Deci avem o cooperare cu Siemens de foarte mulți ani, de aceea și programele de engineering, ambele fac parte din Siemens Mechatronic System Certification. Certificarea aceasta e integrată în curriculumul programului. Am înțeles. Când spui proiecte, te referi la ce mai exact? Studii de caz, la ce te referi? Depinde de program. De exemplu, programul de web development de care vorbeam mai devreme, șeful de program, directorul de program, el lucrează cu destul de multe companii sau asociații care au diverse nevoi. De exemplu, în primul an, studenții au realizat un app pentru a ajuta împotriva violenței în școli. În anul semestru 2 au făcut un app pentru a ajuta copiii cu deficiență de auz. În anul 3 au făcut un app pentru orientarea în spital a echipelor de urgență, cum să ajungă cât mai repede, unde au ei nevoie să ajungă. Deci foarte, foarte utile, de fapt, proiectele acestea. Nu doar proiecte, cum să zic, ok, practice, dar care o să fie aranjate în bibliotecă și o să ne uităm cum se strânge praful pe proiect. Nu, aici sunt folosite, sunt utile, sunt proiectul foarte hands-on. Și este dezvoltat cu domeniu, o asociație, cu industria, o companie. Okay. Fac roboți care cu ajutorul AI trebuie să identifice prin AI un anumit obiect sau o anumită plantă. În cazul acesta era un sistem de identificare a buruienilor cu roboței și AI, pe care l-au dezvoltat în anul 5. Deci tot timpul proiecte foarte utile. Ok. Și în afară de acest sistem de verificare, da, cunoștințelor de care mi-ai menționat, care ai spus, cum s-ai spus că se numește? Core. Competence-Oriented Research and Education. Ok, da, mi-am amintesc din prezentare, da, CORE. Bun, acronimul. Ok, după care ai spus că au aceste proiecte care sunt legate cu industria și apoi știu că au și internship, corect? Da. Majoritatea programelor au un internship de cel puțin un semestru, pe care pot să-l facă fie în Germania, fie oriunde în lume, prin sistemul Erasmus Plus. Și cum a explicat și Clara, cred că era numele studentei de la noi, avem pe fiecare campus și la fiecare școală un career service, a căror misiune e să îi ajute pe studenți să își găsească un internship, să își găsească un job după ce își termine studiile, sau chiar un part-time job sau un freelance project, mai ales pentru școlile creative. E foarte practic și interesant să aibă un freelance gig, poate mai mult decât un part-time job. Câți ani e la voi școala, cât durează undergraduate, bachelor? 3 ani sau 3 ani jumătate, iar masterele sunt în general de 2 ani. Am văzut în programele voastre că aveți, și m-am pierdut în toată broșura asta, că știi că nu mă ocup de admite, și m-am uitat în toată broșura asta și m-am pierdut. Am zis că, mamă, dar câte campusuri aveți? Deci voi aveți, practic, foarte multe campusuri. Avem în Germania. 10, acum în Germania. 10 campusuri. 10 și unul în Olanda, în Harlem. Ok, și înțeleg că voi aveți predare în limba engleză, cam în toate campusurile astea, mai puțin partea medicală, partea de medicină. Da, mai puțin partea de sănătate, care e predată în general la nivel de bachelor în germană. La nivel de master avem câteva programe, fie pe healthcare management, fie pe neurorehabilitation, fie pe nutrition, care sunt predate în engleză.
Dar acum, dintre toate campusurile astea, ca știi, știi cum e. Acum toată lumea are mai multe campusuri, dar tot timpul sunt unele care sunt mai fancy sau mai mari sau mai vechi sau au niște avantaje. Zine de Berlin, că da, Berlin, că Berlin este like the famous one, sau Heidelberg? Care Heidelberg a fost prima universitate SRH înființată acum aproximativ 50 de ani. Deci e campusul cel mai vechi, ca să zic așa, și are marele avantaj de a oferi viața asta în campus, pe care foarte puține universități în Europa continentală pot să ofere la ora actuală. Adică să ai cămin studențesc, să ai cafeteria, să ai totul acolo, deci și parc. Deci e un hub, exact. Care deci are și cazare și universitate. Da. Avem zona noastră din Heidelberg, care e SRH area. Și e destul de mare, sunt și parcuri, deci e foarte frumoasă și mi se pare pentru studenții care poate nu sunt obișnuiți să trăiască într-un oraș mare, poate care își imaginează viața ca de student în sănătate un pic mai protejată, unde ai totul la 5 minute de mers pe jos, mi se pare o oportunitate fantastică să studiezi în Heidelberg. Pe de altă parte, eu tot timpul zic că în Berlin, Berlinul e campusul tău. Pentru că sunt foarte multe universități, poți să mergi la librării, la bibliotecile fiecare, la oricare universitate sau la salele lor de sport. Sau, și atunci Berlinul ca și oraș mi se pare la ora actuală cel mai fantastic oraș unde poți să studiezi. Pentru că îți oferă atât de multe oportunități încât e absolut extraordinar și nu sunt costurile la fel de mari ca în Londra. Deci am înțeles așa, că aveți 10 campusuri. Există campusul din Berlin, da, care e like the famous, că e Berlin e capitală, și există varianta de Heidelberg care îți oferă opțiunea asta de campus, adică ai și cazarea și universitatea în același loc. Aș vrea să te întreb, dintre cele două campusuri, care au programele cele mai multe pe bachelor, cu predare în engleză? Berlin. Pentru că e un oraș mult mai internațional și avem și campusul nou care se va deschide, deci nou în sensul că nu doar că l-am achiziționat acum, ci că e construit de la zero pe un proiect arhitectural foarte interesant și mi se pare calitativ foarte, foarte bun. Și, într-adevăr, Berlinul ca oraș și noi ca și campus avem cel mai mare portofoliu de programe în engleză și pe tehnică, și pe business, și pe creativ. În celelalte locații, fie merg pe business și tehnic, sau doar pe business, sau doar pe tehnic. Pentru că, într-adevăr, să ofere atât de multe programe diferite înseamnă să ai laboratoare și tot ce trebuie și pentru muzică, și pentru film, și pentru fotografie, și pentru engineering, și pentru IT. Deci ai nevoie totuși de o infrastructură foarte dezvoltată și o avem în Berlin, mai ales în noul campus. Aș vrea doar să te mai întreb ceva, că știu că mă întorc la un detaliu pe care l-am discutat, dar poți să mai spui încă o dată practică, tu mi-ai zis mare, dar acest Siemens Mechatronic System Certification Program, că e foarte important că e legat de Applied Science și de ce faceți voi. Și văd aici, practic, poza asta arată ca o fabrică, adică arată ceva super interesant, știi, adică dacă ar fi necesar să studiez, nu știu, ceva în zona asta de mecatronică, pare că m-ar interesa, știi? Adică pare super interesant. Despre ce e vorba mai exact? Adică dacă eu vreau să fac bachelor sau de Applied Mechatronic Systems la voi, ce înseamnă că am acest Siemens certificate? Suntem singura universitate din Germania care avem această certificare. Siemens, e integrat în program. Deci sunt mai multe cursuri care sunt legate de și proiecte practice care sunt legate de Siemens System Certification. De fapt, cum îi zice și numele, sunt cursuri suplimentare care definite de Siemens, care îți permit la sfârșit să atingi un anumit nivel de certificare pe Mechatronics în sistemul Siemens. Mă ajută la angajare ulterior? Da, adică foarte poți mult. Să am o șansă mai mare să lucrez la Siemens? 100%, dar e recunoscut internațional. Deci nu doar, bine, pe de-o parte cu o diplomă acreditată din Germania și ea e recunoscută internațional, dar sistemul Siemens oferă
nivelul de inginer după master, deci specialist când termin bachelor și nivel de inginer când termin masterul, în like Siemens Engineer, care e recunoscut și el în întreaga lume. Și atunci, pentru că de multe ori, nu știu, dacă merge în Ecuador și ei văd, ok, Master of Engineering, sau în the US, una e să ai doar diploma de engineering de la universitate și alta e să ai în plus titlul de inginer prin Siemens Mechatronic System Certification. Okay. Deci voi chiar sunteți aplicați, adică voi chiar aveți conexiune cu piața locurilor de muncă. Da, toate programele sunt pregătite, de fapt, mai ales cele tehnice, sunt dezvoltate în parteneriat de multe ori cu o companie. Deci cele de mechatronics cu Siemens și de engineering, avem Sustainable Battery Production la nivel de master cu Tesla, Cyber Security Consulting cu Ernst & Young. Ni se pare foarte important să ne uităm întâi pe piața muncii, să discutăm cu companiile dintr-un domeniu în care ne gândim ar fi bine să facem un nou program și să vedem pe ce domeniu exact ar trebui să fie programul respectiv pentru a avea oportunități de carieră imediată pentru studenții noștri și dacă se poate și dual international, adică sistemul ăsta de work and study pe care l-am dezvoltat pornind de la sistemul de dual studium german pentru studenții internaționali, pentru că atunci e un win-win foarte, foarte puternic și foarte hands-on și foarte practic și deja cu un picior în companie din timpul studiilor. Okay. Îți mulțumesc pentru toată clarificarea, pentru că e foarte important să înțeleagă studentul, elevul, da, viitorul student, ce înseamnă această Applied Sciences și care sunt beneficiile pe care voi le oferiți. Pentru că chiar oferiți niște lucruri foarte interesante față de ce există pe sistemul românesc sau de alte școli. Atunci e important să înțeleagă lumea, okay, de ce să vină la voi. Aș vrea să te mai întreb așa, mă înțeles de campusuri. Lumea de obicei întreabă de costuri. Lumea, dar cât costă? Că să mă oferiți toate astea, dar știi, costă. Înțeleg că sunteți o școală privată și aș vrea să menționez de la început. În România știi că există ideea asta, că, domnule, dacă e privat, asta prin prisma a ceea ce există în România. Domnule, dacă e privat, înseamnă că sigur nu e bun, că e școală nașpa, știi, nu te duc acolo. Însă, dacă noi stăm să ne gândim că există universitatea, de exemplu, Harvard, da? Harvardul, lumea știe, adică te gândi că Harvardul este universitate privată și costă 85.000, undeva pe acolo, 85.000 de dolari pe an și e privată și costă 85.000. Asta înseamnă că nu e calitate, că toată lumea se bate, adică rata de admitere are de 3% pe undergraduate. Școlile din afară care sunt private sunt școli bune. Sunt și școli care sunt mai puțin bune, da, să spunem, dar majoritatea școlilor din străinătate care sunt private sunt școli practic foarte bune. Adică vedem aici practic ce ne-a povestit Oana partea asta de calitate. Și acum ajungem la costuri, că ok, privat, lumea e privat egal scump. Eu știu că sunt prețuri accesibile la voi și aș vrea să înțeleg aproximativ care este range-ul de taxă de școlarizare la voi, ce surse am să-mi acopăr această taxă și apoi să vorbim un puțin despre cazare și costuri de trai. Deci noi suntem într-adevăr o universitate privată, dar aparținând de o organizație non-profit. Okay. Deci SRH Holding e non-profit. Înseamnă că adică profitul pe care îl obții trebuie să reinvestești. Deci voi ca școală, da? Profitul, da, pe, exact, care îl obțineți? Deci profitul pe care îl obținem îl reinvestim în un campus nou, de exemplu, în facilitățile sau în oportunitățile pe care le oferim studenților, într-un program nou, poate mai inovativ, care știm că nu o să fie super încă super atractiv, pentru că e poate prea nou, dar știm că în câțiva ani se va potrivi foarte bine cu ce se cere pe piața muncii. Okay. Și atunci reușim și să oferim un nivel de calitate foarte înalt cu toate facilitățile necesare, care într-adevăr necesită de multe ori investiții foarte mari, adică un laborator de tehnic sau un laborator de muzică, de înregistrare, un studio de înregistrare și așa mai departe, necesită totuși investiții destul de mari. Din acest motiv nu avem, adică nu sunt concurenți foarte mulți în Germania, pentru că da, nu e foarte ieftin. Pe de altă parte, ne permite totuși să menținem taxele de școlarizare sub 10.000 de euro pe an. Deci noi suntem undeva între 8 și 9.000 de euro pe an. Pentru licență, da? Pentru licență, exact. Okay. Deci între 600 și 750 de euro pe lună. Și dacă eu sunt un student care nu-mi permit acest cost să-l plătesc, așa nu-mi plătesc costul nici lunar să-l plătesc și nici anual, ce fac? Într-adevăr, noi
propunem un sistem de finanțare, study now, pay later, adică poți să obții finanțare pentru totalitatea taxelor de școlarizare, okay, și să începi să le rambursezi doar în momentul în care ai terminat toate studiile. Sau prima etapă a studiilor, ai găsit un job, ai ajuns la un prag de 25.000 de euro brut. Okay. Un procent din salariul respectiv se va plăti către fondul de finanțare și, bineînțeles, va servi pentru a finanța noi studenți în nevoie. Se numește SRH Education Fund. Acest sistem îl facem în cooperare cu Brain Capital, care e un organism înființat în 2005. Nu îți împrumută bani să-ți cumperi un apartament, se ocupă doar de finanțarea studenților și e un principiu al solidarității care intră în joc, pentru că nu funcționează ca un împrumut bancar cu o rată a dobânzii de X. El funcționează în momentul în care aplici pentru finanțare, îți vor oferi un contract de finanțare și îți vor explica condițiile legate de programul respectiv. În general, procentul e între 6 și 13% din salariul pe care îl vei obține mai târziu ca și angajat. Și vei plăti în o perioadă de 10 ani. Okay. Nu neapărat 10 ani calendaristici, pentru că poate faci un bachelor, toprești, lucrezi 3 ani de zile, după aia faci un master. În momentul în care treci sub pragul de 25.000 de euro pe an, se sistează plata și o rei din nou în momentul în care ajungi din nou deasupra pragului de finanțare. Deci, în total, per total, se plătește un maxim de 10 ani sau 20 de ani ca și perioadă calendaristică. Și dacă eu termin mai devreme de plată, cam un salariu foarte mare, sau e obligatoriu să fie 10 ani? Nu, tocmai aici intervine principiul solidarității. Per total, fondul de educație, SRH Education Fund, va ajunge la un echilibru între studenții care poate vor câștiga mai puțin și vor plăti mai puțin în 10 ani și cei care vor câștiga mai mult și vor plăti mai mult în 10 ani. Astea sunt două sisteme de capping. E perioada de 10 ani și al doilea capping pentru cei care într-adevăr au salarii foarte mari și în 10 ani al plăti sume enorme, e dublul sumei pe care ți-a fost avansată. Eu am făcut un calcul la un moment dat comparativ cu fostul sistemul britanic de student loans și pentru un program cu taxele noastre de școlarizare pe perioada de 10 ani s-ar plăti echivalentul taxelor de echivalentul pe care l-ar fi plătit în UK, de exemplu, pe vremea înainte de Brexit, când se folosea sistemul respectiv, cu inflația bine inclusă în această plată. Deci nu era nicio diferență între în privința sumei per total pe 10 ani între taxele britanice și taxele pe care le practicăm noi. Și e un sistem foarte flexibil în ideea că, să zicem că poate în primul an ai nevoie de finanțare, dar din anul 2 ești ok, pentru că ți-ai găsit un job sau ai mers pe sistemul Dual International și compania te plătește suficient. Pe Op Development plătesc în general 1.500 de euro pe lună pentru 20 de ore și ți se pare ok. Nu mai am nevoie de finanțare, atunci se poate renegocia contractul și schimba pe datele noi. Ok, deci e bine de știut că poți să le iei doar pe perioada practică a studiilor. Și atunci asta acoperă taxa de școlarizare. Și pentru costurile de trai, spuneai că în Heidelberg există, de exemplu, campus și în Berlin înțeleg că aveți voi anumite colaborări, să-i recomandați copilului ori să meargă prin chirie, ori recomandați anumite variante private. Uh-huh. Care ar fi costul în decazare? Și înțeleg că la partea de costuri de cazare, costuri de trai, astea nu sunt incluse, nu pot fi accesate, pentru astea nu pot fi accesate acele împrumut pe care îl oferiți voi. Ok. Care ar fi costul pe Berlin pentru cazare și care ar fi pe Heidelberg? Un approximate. Păi Heidelberg e un pic mai fiind campusul nostru și căminele noastre. E în jur de 400 de euro pe lună. Cu utilități? Cu utilități, okay. Da. Deci totul e inclus și oferă și posibilitatea de a mânca în campus micul dejun și la prânz la cafeteria, la un preț foarte abordabil. În Berlin, ca și capitală, deși rămâne mult sub nivelul Parisului, Madridului sau Londrei, nici nu mai vorbesc de Londra, trebuie totuși să te gândești la să planifici cu un 600-900 de euro pe lună, depinde unde e apartamentul. Okay. În Berlin lucrăm într-adevăr cu mai multe platforme, fie cu cămine studențești private,
fie cu Housing Anywhere, care e o platformă de închiriere pe termen scurt, mediu sau lung, de apartamente mobilate și care e foarte safe pentru că în momentul în care deci poți să rezervi chiar online, pentru că banii sunt blocați pe platformă și doar în momentul în care tu iei în posesie apartamentul, vor fi transferați la proprietar. Și atunci eviți problema de scam și așa mai departe, care devine din ce în ce mai, din păcate, pregnantă în orașele mari din Europa. Ăsta ar fi și în afară de cazare, cam care e costul așa de living la care se aștepte un părinte? Păi, Foreign Office estimează... Estimează? Că... Da, știu că tu vorbești în engleză și locuiești în Germania. Și mai traduc din engleză când vorbesc în română. Cam la 960 de euro pe lună. Fără mâncare sau cu mâncare? Nu, living cost integral. Adică chirie și mâncare. Deci ăsta e costul estimat în general de ei. Eu ar zice că Berlinul poate e un pic mai scump și pentru că sunt mai multe tentații. E un oraș care oferă foarte multe activități. Scuze-mă, când zici tentații, fie atât. Eu te-am zis prezentarea tentații, dar nu. Tentații, adică te referi la... Nu, la activități. La activități culturale. Altele, știi? Nu, eu nu am. Uite că vezi, eu sunt un pic mai naivă, se pare. Nu m-am gândit altele. Nu, sunt totuși multe activități. Sunt multe posibilități de a mânca în oraș, de exemplu. Una e să fii în Heidelberg, unde ai apartamentul tău cu bucătărioara ta și ai cafeteria unde mănânci și poate nu ai chef să te duci în oraș, în orașul vechi în fiecare seară. În Berlin e mult mai ușor să te vezi cu prieteni și să mergi la restaurant sau sunt muzee, sunt concerte. Da, o viață culturală foarte intensă. Eu, uite, m-am gândit la viața culturală, nu la alte tentații. Părinții întreabă de asta, pe nu, e absolut. Da, nu ai dreptate să mi-atragi atenția la cum poate fi interpretat. Nu, mă gândesc chiar la viața culturală. Sunt multe concerte. Sunt, de exemplu, revista Tip, care îți propune cu o lună înainte toate activitățile culturale care se vor petrece în oraș. Deci ai mai multe posibilități de a ieși în timpul săptămânii pentru a merge la un concert, pentru a încerca un sport nou și așa mai departe. Și atunci e ca și într-o capitală. Adică sunt convinsă că un student în București va cheltui mai mulți bani decât un student în Iași, de exemplu. Da, lunar. Nu neapărat pentru că mâncarea în supermarket e mai scumpă, la Kaufland e mai scumpă în București decât în Iași, pentru că nu cred că e, ci pentru că, până la urmă, mergi la o cafea mai des sau mănânci la prânz în afară mai des decât să-ți... Se întâmplă multe lucruri. Vedem și în activitățile copiilor. Da, exact. Toată lumea se plânge din afara Bucureștiului, păi, da, ăștia din București au ce să facă. Ok, am înțeles partea de costuri, că tot la costuri suntem și ai spus de working și de zona asta. Ziceai tu în prezentare că Germania are un deficit sau caută undeva la 400.000 sau 40.000? Are un deficit de 400.000 de oameni pentru a menține economia la ritmul actual. Deci sunt conștienți politic că în fiecare an vor trebui să atragă oameni talentați din toată lumea. Deci la nivel de 400.000 de oameni doar pentru a menține nivelul economiei la nivelul actual. E destul de mult. Este. De mult. Și mie mi se pare că până la urmă cei cu cele mai multe specialiștii cu cele mai mari șanse sunt cei care au studiat în Germania, în sistemul german, care vorbesc engleză perfect și care au învățat germană în timpul studiilor, cum oferim cursuri de limbă germană gratuită, și au și un profil foarte practic, o diplomă foarte practică, cu proiecte, cu internships și poate cu experiență profesională deja din timpul studiilor. Noi avem într-adevăr o employability rate de 97% în Berlin, de exemplu. Vreau să spun de specializări, da, că aveți, practic, văd că aveți o varietate de specializări, practic, în Berlin, adică aveți destul de multă varietate, pentru că aveți advertising and brand design, applied mechatronic systems, ce mai este pe Berlin, audio design, ia să vedem aici ce mai este, Berlin computer science, nu, ăsta este, că e, bă, da, Berlin și la, da, computer science, healthcare management, adică e foarte, unele sunt nișate, așa, creative industries management, cyber security. Unele, într-adevăr, sunt programe destul de unice. Ilustrație. Pe care nu le vei găsi la multe universități din Europa în engleză. Business psychology.
international business, cu digital marketing, cu, din nou, business in healthcare, music production. Mamă, aveți o grămadă de lucruri. International business cu supply chain management. Adică trebuie să știi ce e ăla ca să aplici. Fotografie. Ok. Popular music. Deci văd că aveți o variantă web development. Sunt destul de multe programe și asta vreau să zic. Că astea sunt cu predare în limba engleză. Totul, da. În limba engleză. E nevoie să știu limba germană dacă vin în Germania? Adică deci aveți cursuri gratuite pentru de germană la universitate? Foarte multă lume vorbește engleză în Germania. În Berlin, cum ne-a explicat și Clara, dacă vrei să-ți practici germana, e mai greu pentru că toată lumea cum simte că ești un pic nesigur pe limbă, începe să vorbească în engleză și mai greu practici limba germană. Deci, pentru a studia în engleză, pentru a trăi în Germania, nu ai neapărat nevoie de limba germană. Deci nu e așa un, cum să zic, un deal breaker să nu vorbești germană, să nu fi studiat germană în liceu ca limba a doua sau a treia. Însă, pentru a avea acces la mai multe oportunități pe piața muncii și ca și carieră mai târziu, e totuși foarte bine să înveți limba germană. Din acest motiv, noi oferim cursuri de limba germană gratuite în afara programului, curriculumului programelor, tocmai pentru a încuraja studenții să își dezvolte și această competitivitate suplimentară, pentru că până la urmă engleza nu prea mai contează. În momentul în care ieși din țara în care te-ai născut, engleza devine un pic limba ta maternă și atunci cu cât mai multe limbi vorbești, cu atât ai un avantaj, exact. Oana, îți mulțumesc foarte mult. Astea au fost întrebările mele cele mai importante pentru întâlnirea noastră. Sunt sigură că ai clarificat din întrebările pe care le-ar avea părinții. Acum, cu privire la admitere, e important de știut că Universitatea SRH este o universitate parteneră cu Student Consulting. Asta înseamnă că procesul de colaborare cu noi este gratuit prin această colaborare pe care noi o avem și atunci poți apela cu încredere la consultanții de la Student Consulting care îți pot indica ce ai nevoie, adică ce documentație ai nevoie pentru dosarul de admitere, când se trimite dosarul, cum se trimite, te poate pune în legătură cu studenți care sunt deja acolo și care au experiență de la universitate, așa cum am avut noi, o avut-o pe Clara în seara aceasta. Așadar, dacă vrei să afli mai multe despre universitate, ne poți contacta la biroul Student Consulting, colegii noștri cu mare dragă îți vor răspunde la întrebările pe care le ai și, of course, dacă ai orice fel de întrebare direct pentru Oana, ne poți scrie în comentarii și împreună cu Oana ne consultăm și revenim practic către voi cu răspunsuri. Mulțumesc, Oana, foarte mult pentru întâlnire. Eu, să știi că consider că sunt niște informații foarte valoroase pe care tu le-ai dat și este foarte bine pentru ei că tu ești româncă și înțelegi lucrurile, odată înțelegi sistemul românesc, înțelegi sistemul german, că tu deja locuiești acolo de atâta timp și atunci, știi, poți să faci mai ușor anumite diferențe. Așadar, vă mulțumim foarte mult, ne auzim practic în comentarii.